Ne dorim. Ne dorim să facem o performanță frumoasă, dar luăm fiecare zi pas cu pas, ne antrenăm cum mai bine și să vedem la finalul campionatului de interesul. În sezonul în care pe lângă Olteni aveți și americani, aveți și sârbi. Da, da, așa se face treaba bună. Încercăm să îmbinăm mai multe culturi și să aducem spectacolul înapoi în bănie. Tu ai văzut echipamentul fetelor de la Hamal? Da. Cu Mihai Viteazu. Da. Este o idee frumoasă și mă bucur că tradițiile se păstrează și anumite simboluri rămân. Este timidioși pe ei? Nu, este vorba de invidie. Când, în momentul în care am venit la Craiova, am venit cu trupul și cu sufletul și îmi doresc oricare din echipele de sport al Craiovei și nu numai. În general, orașul să reușească să obțină cât mai multe succese de oricare plan. Voi aveți un simbol al Olteniei, leul. Da, leul, și consider că este un simbol care trebuie să ne reprezinte, să fim pe teren asemenea unui leu, pentru că îmi doresc ca în momentul în care echipele vor veni aici să le fie frică să joace împotriva noastră. Dragoș, se mai joacă Cupa României, Dinamo are cazuri, Timișoara 10-11, Sibiu nu vrea să mai organizeze turneul. Știu că este o situație foarte, foarte dificilă, noi ne-am ținut de treabă, noi am fost responsabili. Am încercat să evităm cât mai mult contactele. Prin chestia asta vreau să le mulțumesc băieților și tuturor din staff, pentru că am fost foarte atenți și vigilenți. Noi în momentul de față suntem toți negativi și ne dorim să jucăm basket, pentru că ăsta este scopul nostru, pentru asta suntem plătiți și ne dorim să jucăm basket, să demonstrăm pe teren că suntem o echipă puternică. Voi v-am protejat și Zaiburu și cu Dragon? Nu neapărat. Tot ce a fost vorba de protejat a fost faptul că noi am fost foarte atenți și responsabili și am înțeles că cu toții ne-am strâns aici cu un singur scop, și anume să jucăm basket, să punem Craiova cât mai sus pe harta basketului românesc. La Prajul l-ai gustat, l-ai văzut? Nu. Avem forța necesară să câștigăm grupa. Eu cred că echipa de anul acesta este construită un pic altfel față de anul trecut și cred că dorința este un punct principal al nostru. Suntem o echipă foarte, foarte muncitoară, cu jucători un pic mai tineri și cred eu că vom avea o altă față sezonul ăsta față de anul trecut, deoarece aducem un pic mai multă energie, deși normal lipsa omogenității și a experienței la un moment dat își va spune cuvântul, însă întotdeauna chestiile astea pot să fie compensate prin dorință și energie pe teren. Dragoș, din basket, poate pierde ușor 3 meciuri? Da, se pot pierde foarte ușor meciurile, pentru că tot este un joc și mental, în care contează foarte mult moralul jucătorilor, însă în momentul în care un meci devine pierdut, trebuie întotdeauna mentalitatea noastră să fie să trecem la următorul, să nu ne uităm niciodată în spate, să ne uităm întotdeauna înainte și să fim pozitivi cu oricum. Eu cred că Craiova nu va avea în această Cupa României, dacă se va juca 3 meciuri pierdute, pentru că am încredere foarte mare în băieți și cred că avem forța necesară să ne calificăm mai departe.